Hai să vedem mai departe. Nu ți ajunge cât ai jucat azi? Azi? Am ajuns să plâng, nu este predicat nominal pentru cine a zis aici. Bun. Nu ți ajunge cât ai jucat azi? Ei au subliniat nu și ajunge. Nu ajunge. Ce este nu ajunge? Da. Aici, cum își fac? Asta vreau să întreb. E ca și cum aș ignora îți și îl analizez împreună, nu ajunge? Mhm. Dar că, practic, poți să elimini și nu-ul ăla. Este o negație. Ei ți-au subliniat nu ca să te ducă pe tine în eroare să te gândești că este adverb negativ, dar nu e aici. Deci, ajunge. Nu ți ajunge cât ai jucat azi? Aici nu se poate completa cu particula a, pentru că ar suna prost să zici nu îți a ajunge cât ești jucat azi. Deci nu este complement direct în infinitiv, la infinitiv. Și de aici va fi un verb predicativ. Care va fi predicat verbal sau nominal? Asta încerc să-mi dau seama. Dar aș merge prin... Nu îți ajunge cât ești jucat azi? Are o nuanță de nominal, că tu ai putea să-l pui pe cât ăla ca fiind nume predicativ, doar că totuși nu este, nu este urmat de o calitate, de o însușire. Deci va fi verbal. Bun. Haideți să facem și noi niște grile, niște subiecte de la drept și începem cu cele care s-au dat în 2002. De la verb și adjectiv. Ok? Și scrie și noi acolo 2002. Grile, vorba vine grile, că eu nu o să zic varianta A, B, C, D, doar o să te întreb cum sunt ele, da? Doar că ele sunt luate din grile, din examenele de anii trecuți. Bun. E de înțeles de către oricine că tranzacția cere sacrificii. Așa s-au dat ele, da? Deci, e de înțeles de către oricine... Că tranzacția cere sacrificii. E de înțeles de către oricine... Că tranzacția cere sacrificii. E de înțeles, au subliniat ei. E de înțeles. Trei cuvinte. E de înțeles. Ei ți-au luat așa, fii atentă. Ți-au luat ca să te inducă în eroare, pentru că e este verb predicativ, care este la modul indicativ prezent persoana a treia singular, poate să fie înlocuit cu este, da? Este, simplu. După aia, de înțeles, este un verb care e tot predicativ la supin, pentru că este un participiu plus o prepoziție. De înțeles, pentru înțeles, la înțeles, despre înțeles și așa mai departe. Și aici au vrut să te inducă în eroare spunând că este un predicat nominal. Doar că, uite că îți și completează aici cu de către oricine. Deci înseamnă că suntem într-o structură de diateză pasivă, deci... E verbal. Verbal, diateză pasivă, bine? Și noi vom analiza doar e. Nu vom analiza de înțeles. Adică să nu zici că este supin sau nu știu ce. Zici că este verb predicativ, modul indicativ, prezent, persoana a treia singular, diateza pasivă, predicat verbal. Bun. Ai fost azi la strand... Semnul întrebării. Ai fost.
Hai, că asta nu e nicio excepție, e simplu. Deci, verb predicativ, indicativ și am spus că aș zice că e predicat verbal. Bun, perfect, compus predicat verbal, diateza activă, a fi e conjugarea a patra, bun? Da. Hai să vedem... Mai e până la vacanța de iarnă. Pentru drept fac acum. E. Mai e până la vacanța de iarnă. Vreau să nu mai ai frica asta, să spui predicat verbal, știi? Să nu te mai gândești de 10 ori dacă ai predicat nominal, dacă ai predicat verbal, știi? O să le spui mai bine. Făceam acum. Da, știu. Ce faci acum? Știu. Îți vede pe fața mea pe soate. Da, că te gândești predicat verbal, predicat nominal, care ar putea să fie numele predicativ, ia să punem întrebarea. E predicat verbal. Mai e până la vacanța de iarnă. Adică mai e timp. Mai există timp. Bun. Date fiind noile dispoziții, virgulă, ne-am amânat plecarea. Date fiind noile dispoziții, virgulă, ne-am amânat plecarea. Date fiind, subliniază. Ce este date fiind? Chat-ul, ce este date fiind? Deci verb la gerunziu, date nu le iau în considerare. Date nu le iau în considerare, e dat fiind sau date fiind. Le lași acolo, dată la date. Da. Date fiind noile dispoziții, ne-am amânat plecarea. E gerunziu și aia cu... Excepția de la drept. Da. Că fiind date, pot pune fiind date noile dispoziții. Da. Din ce cauze ne-am amânat plecarea? Fiind date noile dispoziții. Deci vom avea un complement circumstanțial de cauze exprimat printr-un verb predicativ. Atenție, predicativ. Modul gerunziu. Bun? Da. Bun. Hai să mergem la toate grilele din 2003 care s-au dat cu verbul și cu adjectivul, că pe astea două le definitivăm astăzi. Ai scris 2003? Inițiativa ta e de admirat de către oricine.